Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. În episodul de azi băgăm la semănat rapiță. Mergem direct cu fendul ăsta mare și cu semănătoarea asta. Da, asta e destul de micuță, dar sper să-și facă treaba bine. Dacă era una mai mare, își făcea treaba mai bine, doar că, na, lucrăm cu ce avem momentan. Fendul ăsta, vă dați seama că ducea și o semănătoare mai mare, nu numai aia mică. Dar acum, dacă pe asta avem, cu asta mergem. Hai să ne urcăm și sus să dăm o cheie la fendul ăsta. Bun, așa. Ia uitați. Închidem și ușa să o se stingă becul ăsta frumos. Cam așa arată pe interior. Destul de frumos. Bine, na, e nou. Și ne băgăm aici să cuplăm semănătoarea. Să mergem direct la semănat. Uite, așa încet. Dăm aici în spate. Haide, haide, dă-i, 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 dă-i. Hai că suntem bine, puțin mai în dreapta, mai așa și... Numai bine. Bun, stop. Deschidem ușa. Coborâm frumos. O cuplăm. Băgăm cablu și... E cam pregătită. Hai să o și ridicăm. Dăm drumul și la un girofar. Eh, hai că nu-i dăm drumul încă. Salut, îți întrerup și eu două secunde videoclipul și am o rugăminte la tine să verifici, te rog, dacă nu cumva tu ești unul dintre cei 50% care nu sunt abonați și se uită la videoclipuri. Pentru că pe mine mă ajută foarte mult și pe lângă asta, la 1000 de abonați și din 500 în 500 de abonați o să dau giveaway câte un joc pe care îl alege chiar câștigătorul, așa că pentru un subscribe eu zic că merită să câștigi un joc gratis și ne vedem în continuare. Pa, pa! Lăsăm ușa deschisă că trebuie să mă dau imediat jos iarăși. Și hai să vedem cum o scoatem, ca asta iasă cam la fix de aici. Bun, hai că am scos-o bine. E prima dată când testez fendul ăsta, n-am mai lucrat nimic cu el. Să vedem cum își face treaba. Haideți să vedem, să lăsăm aici, să venim cu JCB-ul, să băgăm semințele. Cred că mi-ajunge un sac. Hai să o las jos, frumos. Nu-l mai opresc, fugim direct după JCB. Și cu un sac, eu zic cu... Că facem, nu? Bun, așa, hai să luăm și pe ăsta. Ieșim frumos de aici, ușor, ușor. Ușurel, ușurel ieșim. Mergem să luăm un sac. Și să îl băgăm direct acolo în semănătoare. Cred că... Asta ziceam că ajunge unul. Adică unul din ăsta are o tonă. A, da, problema e că nu intră o tonă în asta. Acum mă gândesc. Hai să vedem cam cum îl luăm. Luăm unul așa, uite, pac. Încă puțin, cred că ajunge. Da, ajunge, ajunge. Hai să nu dăm în gard la purcei aici. Bun. Mergem sus. Cam atâta zic că e bine. Hop, hop, încă puțin. Perfect. Ia uite, direct acolo e bine. Hai să băgăm și în cealaltă puțin. De fapt se mută oricum dintr-una în alta, am uitat. Trece dintr-una în alta automat. Puțin mai în spate. Sau, cred că e plină, nu? Ia să vedem. Posibil să fie plină, s-a dat dintr-una în alta. Da, e plină, e plină semănătoarea. Deci putem merge. Bun, așa, am dat drumul și la girofară. Ia uite-l. Păi, frumos, frumos fendul ăsta. Hai să nu mai stăm noi la vorbă, să mergem la treabă. Puțin în față să pot să o ridic și cam gata. Băgăm să rapiță, semănăm rapiță. Dacă... Hai să vedem cum ieșim din curte. Și ăsta de lângă ar cam fi terenul. Exact ăsta. Ia uite-l. Nu e mare, dar e lung. Bun. Hai să ne încadrăm aici. Așa că, dacă vă place și vouă, nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, pentru că nu mai avem foarte mult până la 1000 și la 1000 dăm giveaway-ul. Bun, așa. Hai să mă duc eu să o lăs. Ia să o lăsăm jos.
Se fac rapid o verificare. Băi, ăla treia să-l opresc. Ia stați că dau o fugă să mă duc să-l opresc. Gata, am fost să-l opresc. Bun, deci aici totul pare în regulă. Sper să funcționeze bine. Asta e prima dată când o folosesc. N-am mai folosit-o în ferma asta. Așa că semințele sunt de rapiță. Totul e conform planului. Hai să-i dăm și o pornire. Să vedem cam cum merge. Din câte văd, își face treaba bine. Rămâne frumos solul. Bun, hai că își face treaba, puțin cam multe pietre din câte văd pe terenul ăsta, dar n-avem ce face. Ia uite cum se tot mișcă, ia stați închis și ușa. Uite așa frumos închidem ușa, să nu mai fie becul ăsta prins, că rămânea becul aprins de la ușă. Merge, merge, văd că totul e conform planului. Da, nu știu când se termină semințele astea, cam cât mă ține. Are undeva la 500 de kilograme locul de semințe, buncărul ăla, rezervorul. Pe urmă trebuie să o și fertilizăm. Nu știu, cred că am să o dau cu... De fapt, da, că am luat o grămadă de saci. Dacă n-ați văzut episodul, aveți și episodul pe canal. Mi-a venit un camion plin din Polonia cu semințe și fertilizator azot. Dacă o să trească să dăm și aici pe urmă. Bă, că totul rămâne ok în spate. Păi sper că îmi seamănă și pe unde am pietrele astea, nu? Opa! Asta că avem o problemă, cred. Din câte văd cam pe unde am pietre, nu cam îmi seamănă. Da, ia uite. Pe unde am pietrele nu intră semănătoarea. Pe aici văd că a intrat. Dar ia uite, aici am avut mai multe, nu a intrat semănătoarea. Asta nu-i prea bine. Nu-i prea bine, ia uite. Din cauza pietrelor, rămâne nesemănat. Ia uite și aici, și aici. Nu știu ce să fac acum, problema e... Vai, dar ia uite și aici câte sunt la un loc. Problema e că nu am cu ce să le strâng și ar cam trebui cam ultima zi, aproximativ ultima zi în care pot să semăn rapița, pentru că după e prea târziu. Și nu știu ce să fac, pentru că n-am cu ce să le strâng. Aș vrea să le strâng, dar nu am cu ce. Ma să sperăm că nu ar fi pierdere mare pe unde... E cam mult, cam mult, cam mult pe unde mi-a rămâne. Ai, probleme, probleme. Uite, așa închidem ușa. Da, cred că am să fac așa, acum nu prea am de ales. N-am cu ce să le strâng. Din păcate o să avem o producție cam slabă, pentru că rămâne nesemănat în multe zone unde sunt pietre, adică... Ia uite aici în spate cât mi-a rămas, uite și aici. Asta este, n-avem ce face, pentru că dacă mai aștept să strâng pietrele, să-mi aduc utilajul de strâns pietre, o să fie prea târziu pe urmă să semăn rapiță și o să rămână terenul nesemănat. Așa că mai bine îl semăn așa, cu o pierdere de nu știu cât la sută va fi din cauza pietrelor, că nu intră semănătoarea, dar asta e. Într-un fel îmi stric și semănătoarea acum că în pietrele astea, pentru că din cauza asta nu intră. Ia uite, nici pe aici n-a intrat. Sunt prea multe pietre și prea mari și nu face față semănătoarea, nu intră bine în pământ. Și asta ar cam putea să o afecteze și pe ea. N-avem ce face, n-avem ce face, n-avem de ales. Nu știu dacă să mă duc pe rotund sau să mă întorc tot pe aici, pe lângă. Bun, așa. Hop, 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 frână. Hai că mă duc, uite, așa pe rotund. Merg pe partea asta acum. Ușurel, ușurel. Lăsăm jos. Trebuie să cumpărăm altă semănătoare, pentru că tractorul ăsta e mult prea mare.
pentru semănătoarea asta. Și, na, dacă tot am putea să luăm alta și avem cai necesar, de ce să nu luăm? Deci, ia uite, se și vede cum nu intră din cauza pietrelor. Ia uitați că se vede imediat, uite cum se ridică. Ia, pac, acolo n-a semănat. Uite, nici acolo n-a semănat. Multe pietre. Tot terenul, ia uitați-vă, tot terenul e pietruit pe aici, pietros. Asta este, avem o zonă mai pietroasă pe aici. Ar cam trebui strânse, dar na, am zis că nu am cu ce și n-avem de ales. Decât să risc să pierd sezonul de plantat rapiță, mai bine îl plantez așa cu o pierdere destul de mare, cred că va fi, se va cunoaște la când recoltăm. Asta e, mai sunt și pierderi, nu numai profit, n-avem ce face. Pop, puțin mai pe stânga, că lăs pe acolo nesemănat. Nu știu din câte turi, din câte treceri termin de semănat cu ăsta, dar nu e foarte mică, nu-i semănătoare asta, adică, ia uite, din câteva turi terminăm. Aici o să lăs puțin mai pe margine nesemănat, că destul de mulți boscheți pe acolo și n-aș băga fendul ăsta nou direct prin boscheții ăia. Lăsăm așa. Ia uite, frumos. Hop, 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 mai pe margine. Vezi dacă nu-s atent. Mare, mare fendul ăsta. Nu știu. De fapt am zis că o să vă povestesc din ce cauza a vândut ferma proprietarul, dar nu v-am mai zis. Din câte vedeți, el și-a cumpărat utilaje destul de mari și performante și a cheltuit toți banii pe utilaje și pe urmă a rămas fără bani. Nu mai avea bani să-și întrețină animalele, să semene, să... Op, op, aici avem... A, e o creangă. Deci a rămas fără bani și nu mai putea să se întrețină nici pe el, nici animalele, nici să cumpere semințe, nimic. Și nu a avut de ales, a trebuit să vândă ferma. Și na, dacă eu am venit cu fonduri, am avut fonduri să cumpăr semințe, mâncare la animale și să ne întreținem. Am putut să întrețin ferma. Op, aici, mamă, stai că aici nu. Dau puțin în spate că sunt prea multe crengi. Aoleu, tot fendul ăsta îl bag direct prin crengile alea. Acolo am să fac pe urmă. Bun, așa. Hai să vedem. Ia stați mai puțin cam cât mai avem. Mai avem. Deci ne țin semințele astea pentru semănarea asta. Ia uite acolo câta bucata ne-am semănat. Multe, multe pietre. Ia uite și pe aici. Asta e cu pierdere. N-avem ce face. Sper măcar să nu stric semănătoarea foarte tare din cauza pietrelor. Ia uite cum o arunc în sus. Destul de nasol. Așa că, na, după cum ziceam, proprietarul a fost nevoit să-și vândă ferma, nu mai se putea întreține nici pe el, nici animale, nici nimic nu mai putea să facă. Și așa că a decis să o vândă, am venit eu, am avut noroc că am avut fonduri să o întrețin și oricum mai am bani pentru că, na, după cum știți, bunicul a fost câștigat la loto și... Mai am de pe ferma veche. Am vândut ferma veche. O să mergem cât de curând și pe acolo în vizită să vedem ce a făcut noul proprietar. Dacă a făcut modificări, dacă nu a făcut. Așa că, dacă vreți să mergem în vizită la vechea fermă, lăsați acolo un comentariu să văd dacă vreți să o vedeți. Sunt curios dacă a făcut câteva modificări sau momentan e tot așa. Doar că eu văd că pe mijloc mai multă pierdere am. Mai mult rămâne nesemănat decât pe margine. Ia uite, tot mai mult rămâne. Pe mijloc sunt mai multe pietre. Cred că o să avem undeva la 20% pierdere din cauza asta, de pe terenul ăsta. Păcat că chiar scoteam, cred că, ceva producție de pe terenul ăsta, dar na, dacă n-avem ce de ales. Ia, am să încerc să o las mai ușor, dar nu, na, uite, tot o scoate afară. Ia uite cum o ridică din pământ.
Asta este, trebuie neapărat să aduc utilajul de strâns pietre pe ăla. I-am zis la proprietarul care mi-a cumpărat ferma că nu îi lăsă, la, o să mi-l aduc și chiar trebuie să vorbesc cu Bogdan să mi-l aducă. Să mi-l aducă el și să mergem în vizită, să vedem cam cum e pe acolo. Sunt curios ce a făcut pe terenul unde am vrut să fac brutăria, moara, pe acolo. Sunt curios ce își construiește sau ce face. O să mergem să vedem cam ce face noul proprietar în vechea noastră fermă, ferma bunicului. Și nu m-am gândit încă la un nume pentru ferma asta, așa că dacă aveți idei, îi punem un nume și la ferma asta, pentru că aia a fost ferma bunicului. Și să vedem ce nume ar avea și ferma asta, pentru că nu m-am gândit la niciun nume. Numărul de episoade o să rămână tot în creștere, adică nu o să începem de la 1, 1, 2, 3, așa mai departe. Continuăm de la 60 și ceva cât aveam, doar că cu alt nume la fermă. Dacă aveți vreo idee, puteți să o lăsați acolo. Hai că din încă nu termin din încă o trecere, cred. Dar aici sau mai posibil să mai fie o trecere. Mi-ar place să termin dintr-o trecere, dar nu sunt sigur. Și terenul ăsta din dreapta de porumb este tot al meu. M-am gândit să fac silos din el, dar nu sunt sigur încă. Am găsit o combină de silos destul de, destul de ieftină. Bine, nu e performantă, nu e nouă, e destul de veche și aia, doar că nu am nevoie de una nouă. Dacă aia aș face treaba, ea mai veche, mai rustică, așa, dar mie trebuie doar să-mi fac treaba cu ea, nu trebuie să fie nouă. Dacă am bani, nu înseamnă că trebuie să cumpăr doar utilaje noi. Merg și astea mai vechi, dacă își fac treaba. Și trebuie să schimbăm semănătoarea, așa că trebuie să o pun pe asta de vânzare. Cred că am să-i fac niște poze să vedem dacă găsim vreun client la ea. Că nu e foarte mică, dar dacă pot să pun una mai mare pe fendul ăsta, de ce să nu pun? Dacă el duce, cai are, nu știu exact cât are, dar duce fendul. Bun, așa, bun. Op, ia uite și acolo ce tare mi-a scos-o și pe aici, tot pierderi. Deci eu zic că undeva la 20% sigur o să avem pierdere din cauza pietrelor. Acum să sperăm că nu, să sperăm că e mai puțin decât zic eu, adică 20%. Să sperăm că e mai puțin, ar fi mai bine. Că unde nu sunt pietre seamănă, ok, dar unde dă de pietre o scoate afară și rămâne nesemănat, din păcate. O să rămână, o să fie ciudat terenul ăsta. Bun, hai să încerc să semăn și aici, uite, în colț puțin, să nu mă bag prea tare în copacul ăsta, în boschetul ăsta. Hai să fac capătul aici. Știu că nu-i prea bine să o calc, dar nu e problema acum. Și aici, hai să vedem, nu trec. Fac dintr-o tură sau nu? Băi, nu prea fac dintr-o tură. Dacă tot sunt aici... A, dar n-am drujba la mine. Am vrut să tai crengile alea, dar cu ce să le tai, de fapt? Dacă nu am drujba. Bun, problema e acum că... Ia să vedem, facem dintr-o tură? Cam la fix, dar... Ba facem, ba nu facem. Oricum avem pierdere mare, așa că... Ia uite acolo cât a rămas. Am crezut că mi s-au terminat semințele, dacă încolo atâta bucată a rămas nesemănată. Ia uite, ba semănat, ba nesemănat, ba semănat. Nasol, destul de nasol. Hai că am să vin, uite, pe bucățica aia mică. Și poate o să mai dau pe lângă, mai intră totuși. Foarte multe pietre din cauza asta. Și nu mă prea lasă să semăn cum trebuie.
Hai să mergem și așa, uite, frumos. Ușurel, ușurel. Terenul ăsta ar merge unit cu ăsta de lângă. Numai, na, prima dată trebuie să văd dacă pot. Bine, dar de fapt, uite, e un copac acolo în capătul ăsta. Mai era unul mai încolo, deci oricum o să ne încurce copăcei ăia. Și m-am gândit să iau niște terenuri în arendă. Dacă vedem dacă ne mai băgăm și pe alte terenuri, dacă luăm. Trebuie pe urmă și să... Da, am zis că să fertilizez aici, să dau cu azot, să... Până la urmă trebuie să merg să strâng iarba, să o balotez. Sau n-am strâns-o, nu? N-am strâns, am lăsat-o la uscat. Trebuie strânsă și pe urmă balotată. Dacă vedem. Dacă prima dată fertilizez și pe urmă o să merg să strâng iarba sau invers. Nu sunt sigur încă. Păi, mergem pe aici așa ușor. Oricum, eu mai am aici o trecere scurtă. O bucățică mică mi-a mai rămas de făcut. Ia uitați-vă încolo. Și pe urmă termin și eu aici de semănat. Asta e, vedem cam ce pierdere o să avem la terenul ăsta, din păcate. Așa că, na, ce să vă mai zic, noi ne revedem mâine, sau, adică da, mâine, dar nu știu ce fac încă, dacă o să fertilizăm, sau mergem să balotăm, dar eu aș merge să balotez, pentru că nu am chef să vină iarăși o ploaie, să mai aștept cine știe cât să se uște iarăși iarba. Așa că ne revedem mâine când balotăm, așa că eu v-am salutat.